Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Tatiana Mârzeanco și vă invit la o lecție virtuală de știință cu subiectul circulația sanguină. Sunt sigură că nu o singură dată ați auzit expresia „îi râde inima de bucurie”, spusă la adresa unei persoane care se bucură sau îi se frânge inima la adresa celui supărat, necăjit, dezamăgit. Mai mult decât atât, părinții sau învățătorii v-au rugat uneori ca să lucrați cu tragere de inimă, adică să lucrați cu plăcere, cu responsabilitate. Sunt expresii frazeologice pe care le-ați învățat la lecții de limba română și care au comun cuvântul inimă. Astăzi vă propun să îmbrăcăm haine de exploratori și să aflăm mai multe lucruri noi despre inimă, dar din punct de vedere științific. Așadar, astăzi vă propun să discutăm despre sânge, inimă, circulație, vase sanguine, artere, vene, capilare. V-ați întrebat ce este sângele și cum circulă în organism? Sângele este un lichid de culoare roșie, fiind împins de inimă prin tot organismul. El transportă în tot organismul hrana rezultată din transformarea alimentelor, precum și oxigenul din aerul respirat. În corpul omenesc, mișcarea sângelui se realizează prin sistemul circulator. Acesta este alcătuit din inimă și vase sanguine. În corpul unui om se găsesc aproximativ vreo 100.000 km de vase sanguine. Această rețea de vase asigură alimentarea cu sânge a fiecărei părți a corpului. Inima. Inima este un organ așezat în partea stângă a toracelui, în zona pieptului, între cei doi plămâni. Inima este un organ muscular, gol pe dinăuntru, în formă de pară, nu mai mare decât pumnul pe care îl ai tu. Zi și noapte, inima ta bate ca un ceasornic, fără oprire. Ritmul inimii tale bate aproximativ 100 de bătăi pe minut, iar la adulți de 60-80 de bătăi. Activitatea inimii nu este uniformă. Ea depinde de activitatea desfășurată sau de emoțiile trăite. Atunci când alergi sau ai vreo bucurie, bătăile inimii sunt mai frecvente. În timpul somnului, inima lucrează mai lent. Ce sunt vasele sanguine? Arterele, venele, capilarele formează vasele sanguine, care sunt niște tuburi elastice. Unele vase se pot vedea și sub piele. Ce sunt arterele? Arterele transportă sângele de la inimă spre organele și mușchii corpului. Ce sunt venele? Venele asigură circulația de la organe și mușchi spre inimă. Tot prin vene, acest sânge ajunge la plămâni și rinichi pentru a elimina dioxidul de carbon și substanțele nefolositoare. Ce sunt capilarele? Capilarele formează niște rețele întinse care fac legătura între artere și vene. Peretele lor este subțire, de aceea la orice înțepătură pot fi sparte. Circulația sângelui contribuie și la menținerea temperaturii normale a corpului. Sângele mai apără corpul și de diferite boli. Pentru a avea o inimă sănătoasă, trebuie să ți-o antrenezi permanent și la anumite intervale de timp să consulți medicul cardiolog. Când ai mers ultima dată la cardiolog? Cu ce scop? Sfaturile mele. Antrenează sistematic inima prin gimnastică, plimbări, alergări și jocuri în aer liber.
practică notul. Fă dușuri alternative, rece, fierbinte. Folosește în alimentație fructe, legume, cereale, ceapă, usturoi. Perie pielea pe uscat pentru că îmbunătățește circulația sângelui. Află mai mult! Karl Landsteiner, un medic din Austria, a descoperit 4 grupe sangvine și a făcut prima transfuzie de sânge. Ar fi bine să întrebi părinții tăi ce grupă de sânge ai tu și, respectiv, membrii familiei tale. Ce este anemia? Anemia este o reducere a cantității de globule roșii din sânge, ca rezultat se transportă mai puțin oxigen. Știi tu în cât timp trece tot sângele prin inimă? Deci, tot sângele trece prin inimă în timp de un minut. Cu ce ascultă medicul bătăile inimii? Pentru a asculta bătăile inimii, cardiologul folosește un instrument numit stetoscop. Să vedem cum a înțeles lecția. Adevărat sau fals? Inima funcționează cu pauze. Fals. Inima pompează sângele prin corp. Adevărat. Inima nu este un mușchi. Fals. Arterele, venele, capilarele formează vasele sangvine. Adevărat. Capilarele nu fac legătură între artere și vene. Fals. Cum procedezi atunci când îți curge sânge din nas? Așează-te lăsând capul în față. Iată așa, un pic în față. Strângeți nările cu degetele timp de vreo 5 minute. Dacă ai posibilitate, pune gheață pe nas. Și fii calm. Cum procedezi atunci când te-ai înțepat cu un obiect ascuțit? Speli rana cu un dezinfectant sau apă oxigenată, poate fi și apă curată, apoi ungi cu tinctură de iod, apoi bandajezi locul rănit. Cea mai mare bogăție a omului este sănătatea. Ai grijă de sănătatea ta. Pe curând!